imaginează-ți ce înseamnă să fii singur pe lume, să nu ai pe nimeni, să nu ai o locuință, să nu ai niciun sprijin. E bine, mii de povești de acest fel sunt scrise în fiecare zi de cei care au crescut în centrele de plasament. Discutăm despre ce se întâmplă cu acești tineri care ies din sistem, care sunt șansele lor de altfel de integrare în societate, alături de Corneliu Goia, membru fundator al Alfa Group. Bine ai venit la noi! Vă mulțumesc și eu pentru invitație! Aneriu, ce faceți voi pentru acești tineri? Ca să înțeleagă toată lumea, aveți voi o statistică care spune că în fiecare an ies din sistem aproximativ între 3.000 și 4.000 de tineri. Ce înseamnă a ieși din sistem? Adică au fost crescuți în orfelinate și la vârsta de 18 ani, ce se întâmplă cu ei? La 18 ani părăsesc mult de protecție. Acum, o medie este undeva la 19, asa, cam asta este vârsta în care cei mai mulți copii părăsesc sistemul de protecție. Cum a spus, da, pe ultimii patru ani de zile, uh, statistica spune că au ieșit 300, pe, în fiecare an, da? În fiecare an, 3288 de tineri. La, cu vârsta, uh, și aveau vârsta de, 8, de 19 ani. Ce se întâmplă cu ei în acel moment? Au unde locui? Păi, uh, sunt unii care, din păcate, nu au, majoritatea dintre ei nu au unde să meargă, poate că mai au rude, mai au bunici sau mai au mătuși care vor să îi ajute, alții ajung pe stradă. Din păcate, din, din numărul acesta atât de mare, undeva la 50% ajung pe stradă, 30% ajung în penitenciare, 10% se sinucid și între 3,5% și 7% reușesc să se integreze. Și asta cu ajutorul. Aici interveniți Oamenilor. și voi, de altfel, da. Alfa Group. Știu că tu ești coordonatorul unui proiect foarte frumos, de care am mai auzit și din alte surse, recunosc, care se numește Raza. Și spunem-te frumos, ce face Raza pentru acești copii? Proiectul Raza l-am înființat în anul 2016, deci septembrie, chiar acum în septembrie, am împlinit <laughs> patru ani de zile. Uh, încercăm să ajutăm pe tineri să își găsească un loc de muncă, le oferim cazare pentru, pentru primele trei luni de zile, să zic așa, le acoprim toate cheltuielile, iar după aceea, pas cu pas, regresiv, încercăm și pe ei să-i să punem, să își plătească anumite, anumite lucruri de bază, să zic așa. În proiectul nostru pot să stea copiii până la un an, doi ani de zile maxim, au fost copii care în 6 luni de zile au devenit independenți, alții într-un an de zile, alții într-un an jumate. deci depinde de, depinde de fiecare tânăr. Încercăm să ajutăm cam cu toate lucrurile de care au nevoie. Vreau să vă zic că nu sunt pregătiți pentru viață. Chiar trebuie să, să facem lucruri de bază cu ei, adică să le arătăm de unde trebuie să închidă apa, de unde trebuie să pănească gazul, în caz de ceva de unde să oprească gazul... Uh, contorul, dacă nu avem curent, de ce nu avem curent, toate lucrurile sunt de bază pe care noi, de altfel, am crede că ei le știu. La început, vă spun sincer, și eu credeam că ok, nu trebuie să-i învăț chiar aceste lucruri, dar chiar au nevoie de lucrurile de bază, de la început, inclusiv cum facem duș, cum ne spălăm, inclusiv aceste lucruri. Ai zice că înveți aceste lucruri într-o într instituție specializată de creșterea copiilor. Deci, vă spun, mi s-a întâmplat asta foarte, foarte des. Bun, voi sunteți o asociație non-profit. Totuși, cum reușiți voi să-i ajutați pe acești tineri? De ce aveți și la, și la rândul vostru și voi nevoie ca să dați mai departe binele pe care îl primiți? Da, cum vă ziceam, din 2016 am început proiectul, până acum au trecut prin proiectul nostru peste 26 de tineri. Și pentru anul viitor ne-am pregătit, ne pregătit un plan pentru că am vrea să ajutăm într-un an de zile cel puțin 25 de tineri, să zic așa, care părăsesc sistemul de protecție. Și pentru asta, da, de cel mai multe ori avem alături de noi oameni din comunitatea clujană și nu doar, și din alte județe din România, care ne susțin, firme, da, care ne susțin prin impozit de pe profit, 20%, și persoane fizice. Ca veni vorba de persoane fizice. Dacă eu, de exemplu, aș dori să, să ajut și eu acești tineri, cum pot să fac acest lucru? Absolut de, practic. Da, de curând am, am, am lansat site-ul nostru pe care avem, avem un formular la Donează, unde puteți să mergeți și să donați, să puteți, puteți să donați odată singular sau puteți să donați lunar și să fie recurente. Deci, cum vă ziceam, la noi, în momentul de față, să zic așa, vrem să creștem, vrem să creștem proiectul, să avem mai multe, mai multe apartamente prin care îi putem susține pe copii și pentru un apartament, pentru un an de zile, în care ajung undeva la 6-7 copii, pot, vor locui acolo, avem nevoie de 200 de donatori care pot să doneze în fiecare lună 43 de lei, timp de un an de zile și putem să ajutăm pe acești tineri să devină independenți. Discutam înainte de, de emisiune ce poți face cu banii ăștia pe care îi donezi sau dacă vrei să îi donezi în fiecare lună, ce poți face cu 43, <laughs> 45 de lei? <laughs> ce să zic? Nu știu dacă ți ajung de două pachete de țigări, dacă poate că ieși nu știu, 3-4 cafele maxim, ceva de genul. Așa Pentru e. noi înseamnă mult acest lucru și pentru acești tineri. Uite, eu am o curiozitate legată de uh, cum puteți voi să ajutați mai bine pe acești tineri. Uh, ei, în momentul în care ies din sistem, uh, ce calificare au? Sunt unii care uh, pe toată această perioadă, într-adevăr, nu am văzut, uh, am cunoscut și am avut și tineri care au și-au dorit mai departe să meargă la facultate sau sunt alții care au terminat școli speciale, majoritatea din păcate, sau școli uh, profesionale. Noi încercăm, bineînțeles, să ne dăm seama și să vedem ce își dorește tânărul uh, lucrând cu el și să vedem, uh, să zic așa, cum putem să-l ajutăm mai bine. Pentru asta chiar avem specialiști care lucrează cu tinerii, să le descoperim vocația și să lucrăm cât mai eficient cu fiecare dintre ei. Și să zic așa, în... Uh, în proiectul nostru avem undeva la 50% copii care își doresc să meargă mai departe la facultate și îi susținem pe partea asta mai mult și noi și financiar sau sunt copii care vor doar să ajungă independent și atât. Adică să vadă ce înseamnă, ce înseamnă să administrezi un apartament, ce înseamnă să-și plătească cheltuielile, gaz, curent, toate aceste lucruri, să aibă un job pentru că ăsta este primul pas, de fapt. În primele trei de zile reușim și noi să ne stabilim la un job. Am avut copii care au avut în primele trei de zile și 6-7 joburi. Este mai greu un pic, sunt timizi, nu știu ce înseamnă asta, n-au lucrat niciodată și ajung acolo, se lovesc de tot felul de colegi, care unii sunt mai deschiși, alții sunt mai supărați, fiecare, să zic așa, cu problemele lui de casă. și sunt de multe ori, sunt de multe ori intimidați, să zic așa, de, de toate aceste lucruri și renunță mai ușor, să zic așa, la un job. Voi puteți ajuta și să învețe o meserie? Pentru că, ok, cine n-a terminat o școală profesională, să zicem că nu, poate nu este îndrumat către, către o meserie, dar, ok, ai făcut 18 ani, ai terminat un liceu, ce faci mai departe? Puteți să-i ajutați să aibă o meserie? Asta și facem, încercăm să cum am zis, primul pas este să aibă un loc de muncă aici ăsta este primul pas ca să putem merge mai departe după aceea și să-i ajutăm să-și managerieze finanțele inclusiv educație financiară facem cu tinerii. Da, împreună cu ei găsim, găsim să zic așa, domeniul în care le-ar place să, să muncească și încercăm, bineînțeles, să le oferim inclusiv această parte de, de adică un curs pentru a se recalifica. Am o curiozitate. Dacă până la 18 ani statul are grijă de acești copii, ai nimănui, putem să le spunem așa? Așa este. Ce se întâmplă? De ce, de ce nu face statul mai mult pentru ei și după această, după această vârstă? Adică, ok, uh, ai grijă de el până când este major și după aceea nu mai, este, nu mai are nevoie de acest ajutor. Uh, Într-adevăr are ajutor copilul. Ce pot să vă zic este că are nevoie de ajutor, cum spuneam. Uh, este, cred că ar putea să facă mai mult și în unele județe să știți că chiar fac mai mult. Chiar am, fost, chiar am fost sunat, chiar cum înainte să vin la interviu, de, de la DGSPC Arad, în care îmi spuneau cum se ocupă ei și cum îi ajută pe copii și îmi spuneau că au primit mailul meu eu, cum v-am spus, am o, am o hartă, să zic așa, Românie, și acolo pot să observ în fiecare județ cam câți copii ies uh, anual, să zic așa, din fiecare județ. Și în funcție de asta, trimit mail-ul la, la direcția de, de copilului și contactez uh, dacă, și le trimit toate informațiile dacă vor să facă parte din proiectul nostru. Și ce îmi spunea doamna de acolo din Narad, îmi spunea că, uite, Cornel, noi încercăm să-i susținem pe copii, nu vrem să nu vrem prima dată să-i să dăm afară, ci prima dată îi lăsăm pe cont propriu, îi ajutăm poate cu, cu, cu o chirie pentru trei luni de zile, să dacă se descurcă copilul și doar după aceea facem încetarea de măsuri. Uh, adică doar după aceea uh, uh, părăsesc sistemul de protecție. În unele, în unele județe se întâmplă acest lucru. Dar nu este o chestiune instituționalizată la nivelul țării. Da. Am înțeles. Ei bine, acum am o întrebare mai personală. De ce te-ai implicat în acest proiect? Întotdeauna am vrut să fac ceva pentru, pentru acești copii. Uh, de când am fost copil mic, uh, am trăit și eu, uh, să zic așa, traume pe care le-am le văzut și la acești, la acești, tineri. Și de când am fost mic, eram amenințat de tatăl meu în care îmi spunea Cornelu, dacă mai ești rău, o să te dau la casă de copii. Pentru mine, întotdeauna a semnat lucrul acesta ceva foarte, foarte greu. Adică nu înțelegeam și am așteptat să zic așa câțiva ani în viața mea și m-am gândit. Și în 2013, prima de când am cunoscut copii, vreau să vă spun, a rămas, a rămas șocat, nu venea să cred ce tineri frumoși și ce potențial, adică ce tineri adevărat am găsit acolo. În mintea mea era ok, acolo sunt sco oameni, scopii, copii răi, sunt care fură, care fac lucruri rele și aici mă putea trimite tatăl meu când eram mic. Eram foarte sperat, vă spun sincer, de, 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 acest lucru. Și cred că ăsta e lucru care m-a făcut, m-a ținut departe, să zic așa, de, de să-i cunosc mai repede pe acești copii. Am rămas impresionat de ei, am văzut ce pot să facă și am, am reușit să, să, pun vise în unul dintre ei care au crescut și, și, -au, și -au, -au, reușit să treacă peste, peste, peste traumele lor, peste problemele lor. Dacă să zic așa, vă dau un exemplu, dacă un copil era în depresie, să zic așa, astăzi și mâine era ok, am ajuns să zic așa să fie o săptămână super ok, două, trei zile de depresie, după aceea două săptămâni ok, două, trei zile de depresie, au început să creadă în ei, să le crească și de sine și să văd că pot și ei să facă, să facă mai mult și pot și ei să viseze și chiar se poate face dacă chiar, uh, chiar pun mâna și muncesc și sunt, uh, sunt disciplinați. Mulțumesc foarte mult, Corneliu Goia, de la membru fondator al Asociației Alpha Group. Cei care vor să vă ajute în acest demers pot face intrând pe site-ul vostru Asociație și Asociația don... Alpha Group uh, groupcom Mulțumesc Încăți. foarte mult și te mai așteptăm la noi. Super, vă mulțumesc și eu. Și vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.